Populescu, care era fiul preotului de la Silvestru și fusese elev. Și Traian Hersenii, care făcuse și el o pușcărie. E o poveste dragă și cu pușcăria lui Traian Hersenii, pentru că el, de fapt, la Odessa, când, mă rog, când a fost un proces cu, cu partizanii care au dat foc comandamentului românesc și s-a făcut un proces, românii erau cu dreptul, ei făceau procese. Acolo nemții puneau foc. Românii erau cu dreptul, făceau procese. Și s-a întâmplat ca Traian Hersenii să-l facă scăpa pe unul din partizan, pe unul, să zică, domnule, ăsta nu e de vină, divaghez puțin, dar e interesant că după aceea a scăpat de niște pușcărie la început, dar după 58, când au vrut să mai lichideze tot ce mai putea gândi, tot ce era valoare în, în România, l-au băgat și pe Traian Hersenii. Așa, sau mă rog, în 50 l-au băgat. Dar Traian Hersenii povestește la Paris lui Titus Bărbulescu și acesta notează. Și amintirile lui le publică Oprișan, când publică acel capitol pe care l-a scris Mircea Bucănescu despre războiul pentru întregirea neamului. Da? S-a publicat în 99 la editura Secolului și apare povestirea, e o mărturie extraordinară, apare povestirea cum a murit, dar cum a murit atunci, în octombrie, nu chinuiala, care probabil că s-a repetat de nenumărate ori, nu chinuiala de la Jilava. Așa, asta care se mitologizează. Și el spune așa, la Miercurea, la Aiud, acolo unde erau ei, s-a folosit tot timpul, cum folosesc, mă rog, peștătorii, se folosesc, s-au folosit fie, deci ca conlocuitori, da? Se foloseau gardieni unguri. Și spune la un moment dat că Bulcănescu a vrut să-l învețe românește pe unul din din gardien. Și s-a surat acel gardian și l-a pus când era când erau minus nu știu câte grade dezbrăcat, l-a băgat la neagra care era o celula. Așa și povestește că a doua zi a ieșit un sloi în care au pus două lacrimi. Și atunci și așa a murit cea mai strălucită minte. Deci să ne înțelegem, există o diferență de timp și există mai multe mărturii și noi nu știm și cel mai bine e să nici nu știm, pentru că n-am putea dormi cât au fost chinuiți oamenii și cum au devenit cu adevărat martiri, pentru că ceea ce morții aia din dealul robilor, din asta, acolo sunt numai martiri. Povestea, punea un părinte, un călugăr la o mănăstirea Casna, că el s-a dus acolo unde sunt osemintele și a simțit, adică sunt oameni care au, mă rog, așa niște, asta e, mă rog, destinul lor să simt. Aceste lucruri nu sunt cunoscute, se vor uita și se vor repeta. Da, le concernează. Da. Sunt concernate. Apropo de cunoscute, dacă ați încheiat. Nu. Și apropo de ce spuneați și de gardianul